Startul sărbătorilor dedicate Hramului Chișinăului a fost dat în centrul capitalei. Printre cei prezenți la evenimentul festiv au fost oficial de stat, Mitropolitul Moldovei și al Chișinăului Vladimir, alături de un sobor de preoți, dar și locuitori ai Chișinăului. Pe lângă felicitările adresate chișinăuienilor cu ocazia Hramului Capitalei, președintele țării Igor Dodon a remarcat și profesionalismul administrației locale. Este sărbătoare creștină pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dragi compatrioți, trecem printr-o perioadă dificilă, secetă, pandemie, dar cu credință în suflet, alături de cei dragi, sunt ferm convins că vom trece și peste aceste provocări. Vreau să vă felicit că, în sfârșit, Chișinăul are un primar adevărat, un gospodar care de mult nu a fost în acest oraș. Astăzi, la fel, este o zi foarte specială pentru că cinstim prin rugăciune valorile noastre multiseculare, tradițiile noastre și lucrurile care sunt frumoase în suflet și la chip. Tot astăzi, de hramul orașului, aducem un omagiu și recunoștință Maicii Domnului, protectoarea Chișinăului. Este sărbătoarea acoperimentul Maicii Domnului. Este ziua municipiului Chișinău. Și iată că continuăm noi să sărbăm acest eveniment important aici, la Catedrala Metropolitană. Cu respectarea tuturor normelor anticovid, locuitorii Chișinăului nu vor fi văduviți de mai multe evenimente artistice dedicate hramului orașului. Ce poate fi mai frumos decât acest soare splendid în această zi superbă de sărbătoare, hramul orașului Chișinău? Locuitorii orașului nostru se pot delecta astăzi cu acest târg al meșteșugarilor tradiționali, dar și o serie de alte multe evenimente pregătite anume pentru ei. Deși un pic altfel, Chișinăul nostru merită sărbătorit. La mulți ani, Chișinău! Ziua va fi încununată de un tablou muzical literar cu genericul Chișinău, Casa Sufletelor Noastre, care se va desfășura în sectorul Ciocan al Capitale, pe alea Mircea cel Bătrân. Rodica Cravcenco, Eugeniu Gumeniuc, Victor Duduc, Accent TV.